Odată cu oprirea activității și apoi cu închiderea producătorului de energie de la Mintia, mai multe unități de învățământ din municipiul Deva au rămas fără agent termic, acestea fiind conectate la rețeaua de distribuire centralizată. Din primăvara acestui an au început demersurile de achiziționare și montare de centrale termice pe gaz în respectivele școli, procedurile fiind însă destul de îndelungate. În prezent, doar la Liceul de Arte Sigismund Toduț a revenit căldura, aceasta fiind simțită de săptămâna trecută în toate cele trei locații ale acestei unități de învățământ. E un sentiment foarte plăcut, pentru că ai și satisfacția muncii de câteva luni, dar cel mai important este că elevii și cadrele didactice își desfășoară activitatea într-un mediu normal, cu căldură. Pe vremea aceasta nu poți altfel. Am reușit săptămâna trecută în toate cele trei clădirile, la interval de câteva zile am dat drumul la toate centralele din cele trei locații ale Liceului de Arte. Profesorul Alina Sârbu, directorul de la Toduță, a spus că s-a lucrat în echipă pentru realizarea termoficării, inclusiv pe perioada de vară, când este vacanța școlară. Pașii au fost mai mulți, de începând cu studiul de fezabilitate, trecând prin proiectare și achiziționarea contractării lucrării și execuția. Bineînțeles că trebuie să ai oameni care să se dedice acestor lucrări și acestui aspect, oameni dedicați, oameni pricepuți. Noi am avut parte de o echipă serioasă la Liceul de Arte care s-a concentrat foarte mult și a urmărit acest demers pe parcursul întregii veri și ne-am încadrat în ce ne-am propus. Cei de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva au dat o mare importanță începerii proiectului, mai exact studiului de fezabilitate, iar acest lucru s-a dovedit a fi benefic. A fost foarte importantă pornirea acestei lucrări de la studiul de fezabilitate. Fiecare școală a gândit-o într-un anumit fel cu specificul ei, pentru că fiecare școală are un anumit număr de lucrări, anumit număr de locații și fiecare cum și-a gândit lucrarea. Am fost pe proceduri diferite, de aceea și noi finalizăm lucrările la termene diferite. Directorul Liceului de Arte din Deva susține că termenele de finalizare a lucrărilor diferă din cauza specificului fiecarei unități de învățământ, fără legătură cu alte aspecte. Însă nu este lipsit de interes faptul că Alina Sârbu a obținut cea mai mare notă la recentul examen scris pentru ocuparea funcției de director de școală, în cazul său fiind vorba despre o continuare a mandatului actual. Are vreo legătură acest lucru cu faptul că ați avut cea mai mare notă la examenul pentru postul de director? Nu are nicio legătură, dar bineînțeles că sunt bucuroasă că am trecut de prima etapă cu cea mai mare notă, dar nu are legătură cu concursul, are legătură cu specificul fiecarei școli. Dacă nu se vor întâmpla chestiuni neprevăzute, problema termoficării la unitățile de învățământ din municipiul Deva va fi rezolvată până la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an.